Macrou ieri și a dat 160.000. De la vin? Da, la noi. Da, mai e 9 masă. Mai e 9 masă, voi ține. E 124, 225 de mii kg. Este 125. Macrou era... Păi era 50 de ani, 50 de ani. Da. Și pui e 100 și la cultural, că eu umblu cu mașina de colo-colo. 130 de mii pui. Are și ghiare, are și... Știu, da. Pulpile 135 de mii, pieptul 150 de mii. 48, 48. Nu zice asta, zice 148. Da. Pieptul dezosat. Ăla de ce să fie dezosat? Pentru șnitter, dar îl faci singur. Îl faci singur. E mult mai scump. E 200 de mii kilo. Păi eu și mă în opera. Da, și eventual alea două care mai rămân sau trei. Pui la ciorbă. Cu... Da, la ciorbă, da, sigur că da. Sunt două aripi acolo cu un coș și am făcut o ciorbiță. Dă și gust. Asta e viața, mergem înainte. Și o lipită s-a făcut. Șase mii, de mii, depinde de... De la țară, 10.000. Da? Da, păi și aia să ține. Da, și aia ține pasul cu asta. Dar bă, dacă alea de la oraș e 7.000. Și de ce nu l-aș da cu 10.000? Ați înțeles? Așa e. Dar să vedeți acum, că acum un an au fost 90-100.000 porc în viu. Dar acum ai 178. Și nu se cotorește cu criza, mai rău, pentru ăștia o umplă și mai mult. Dacă se scumpește voi benzina, știți că s-a făcut benzina? Nu. Ce frică să te duci la pompă. 62 de mii, cea mai proastă. 62 de mii. Deci eu dacă mă duc cu... Pentru că eurul tot crește și au vândut ale noastre. Noi trebuia să avem de la noi. M-ați înțeles? Cu el a discutat direct că s-a tine și i-a primit în audiență. Ei buni investitori. Așa. Unde credeți că i-a trimis? I-a trimis la Sinaia, la hotel de 5 stele. Așa. A rămas blocat ăsta. Spune, nu se poate că de prunge. L-a dus la Predeal, la Poiană, Ginezul, pe acolo. Când a văzut aici? Doamne, stai să vezi că am avut o nuntă în partea Moldovei, încolo și așa. Că a rămas ăsta blocat. Nu se poate, doamne. Avem zone foarte. Nu, nu îmi dădeam seama că de România, credeam că e ca Angola. Păi știi, că e ca, nu să știi, la negre aia pe acolo. Știți ceva? Dacă n-ar fi locuit, da. Oamenii sunt. Da, da. Au făcut-o să fie da. Omul de la țară e de treabă, e primitor, da. E așa, da. Bunicii mei cum erau, nu știu eu ce să mai pun în brațe. Da. Așa. Dar nu au servicii. Hotelurile sunt avaidele, da. Nu spură pe acolo. Am fost la mare, erau în jale. Apucaseră să lucreze cu pigamărul. Noi ne-am dus pentru un program de ăsta, acum 3 ani am fost. Acum nu ne-am mai trebuit. Și pigamărul era așa, uzei dimineața sau uite scura. Da. Asta era întrebări. Și nu sunt în stare că turistul să se simtă bine. La bucătărie acolo am stat la... Era cu mic dejun, am stat 2-3 ore când ne-ai luat cu mâine de cap până pe la 11. Nu erau în stare, că n-aveau personal. Doamne, e bine că nu-i deloc, dar deloc, cum s-a zis, nu? Știi că măcar trece. Mai trece, da. Da, așa că nu-i deloc. Eu am bagaje și mă duc, stau și eu în spate. Da, da, da. De ce spui? Totuși, asfalt, da, asfalt. Slavă Domnului, da, că eu mergeam cu un roi. Eu cunosc, nu aici. În ce cartier locuiți? Pe ce stradă acolo, domnule, m-ați luat în acolo? Acolo? Da. Lângă spital acolo. De vreo 30 ceva de ani. Am locuit la Nisul Vasile. Da? Da. Unde dintre toți ați rolui cu doamnă o dată.
pe aici praf, era un alt drum. Da. Da, după el. Putem fi îndrăși pe aici. Pe aici era aici. Și ori pe prima asta îngustă, ori pe la capăt, pe unde merge mașina. Dacă nu e nimic, ne băgăm pe aici. Da. Dacă era ceva, o ne băgăm. Da. Așa. E foarte bine, cum să nu? Hai tot o facă drum cu sens unic, cred. Sau dacă nu o să facă ceva... Da. Să vede și se semnalizează șoferii. Da. Se semnalizează șoferii. E liniște aici, să stă. Da. Bine. Cât mă costă?